Felicitări de la Eurohandball. Ați fost împreună o adevărată echipă ieri cu Slovenia și ați revenit de la 5 goluri, la plus 3. Împreună cu acest mix al suporterilor, unde poate ajunge România la acest campionat mondial? Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, sunt foarte fericită că ieri am putut să arătăm un handball frumos și ne-am luptat pe teren până la finalul acestui meci. Datorită suporterilor, noi ne simțim ca acasă și ne dorim ca la fiecare meci să avem sala plină, să ne încurajeze și să vină din ce în ce cât mai mulți oameni să nu mai aibă loc în sală. A devenit selecționată de handbal feminin a României, selecționata numărul 1 a țării? Eu cred că mai avem foarte mult de muncă, totuși să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că mai avem trei meciuri foarte importante pe care nu o să fie meciuri ușoare. Ne gândim în primul rând la meciul cu Spania, cel care urmează, un adversar pe care îl cunoaștem, dar care are o echipă în schimbare la fel ca noi și ne dorim ca acest meci să îl tratăm la fel de serios cum am tratat și cele două meciuri pe care le-am avut. Două jucătoare în echipa națională, mă refer la Elisei și la Neagu, au 220 de selecții și 160 Cristina Neagu. Din acest punct de vedere, spunem că naționala feminină, restul jucătoarelor au sub 50 de selecții la echipa națională. Ce ați făcut pentru a îmbina această schimbare de generație cu experiența lor? Într-adevăr, eu cred că unitatea de grup contează foarte mult. Contează ca noi să fim o echipă acolo pe teren și indiferent de câte meciuri jucate are o fată, noi trebuie să fim unite toate. Ieri ai avut un procentaj de reușită de 100%, 4 goluri din 4 aruncări. Poate Aneta Odriștoiu, venită de la Turnul Severin, să ducă departe echipa României în acest campionat mondial? Mă bucur foarte mult că ieri am avut un meci bun. Îmi doresc ca la fiecare meci să am același procentaj, dacă se poate. Atât timp cât voi intra în teren, voi încerca să-mi fac treaba cât se poate de bine și sper să îmi ajut la fel echipa națională cum am ajutat-o până acum. Meciul cu Spania, din punctul nostru de vedere, este decisiv pentru ocuparea locului 2 în această grupă. Vă gândiți la această situație? Ați discutat-o împreună cu colegii? Nu am discutat acest lucru. Încă ne dorim ca meciul cu Spania să-l abordăm la fel cum am abordat și celelalte două meciuri, la victorie, la sacrificiu, să ne luptăm și să demonstrăm că putem să mergem mai departe. Românii vin din ce în ce mai mulți la sală alături de voi. Aici chiar ne simțim ca acasă la Trier. Sunt peste 500 de suporteri la fiecare meci și probabil că vor veni din ce în ce mai mulți. La meciurile următoare te rog să le transmiți ceva acestor suporteri minunați. Le mulțumim din suflet că sunt alături de noi. Pentru noi contează foarte mult că ei sunt acolo în sală și că ne susțin. Ne dorim să vină cât mai mulți oameni să ne susțină și le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru noi în aceste două meciuri. Sunt niște oameni superbi, o galerie fantastică și îi așteptăm la fel la toate meciurile să vină să ne susțină în continuare. Mult succes mai departe și să sperăm că spiritul acesta de luptă, getodac pe care îl aveți sub simbolul acelui lup dacic, să continue în sânul echipei naționale feminine a României până cel puțin în semifinale și în acest sezon. Doamne ajută, așa să fie!